Incendiul a izbucnit într-o gospodărie din localitatea Valea Mare. Proprietarii imobilului au făcut focul pentru a încălzi apa din baie și căldura degajată în jurul coșului a generat un incendiu la podul casei. Imediat a fost dată alarma și toți sătenii au sărit cu găleți cu apă în ajutorul oamenilor. La locul evenimentului am găsit un incendiu care se manifesta la podul locuinței. A fost lichidat și localizat în proporțiile găsite. Nu au fost probleme, nu au existat victime omenești. Din solidaritate, oamenii vor pune mână de la mână să reconstruiască acoperișul ars. Spun că așa fac mereu. Se ajută între ei.